Accidentul produs înainte de Crăciun, anul trecut, a provocat o dramă greu de descris în familia Mihai. Oana, mama celor patru copilași, își aștepta împreună cu băiatul cel mic, sora și cumnata sa, soțul care venea din Germania de la muncă. Se întâmpla în apropierea Botoșan Shopping City. Femeia se afla pe trotuar, când la un moment dat un șofer a ajuns cu mașina pe trotuar și în momentul respectiv Oana și băiatul cel mic au fost izbiți în gard. La 30 de ani ai săi, femeia nu se poate deplasa, ci este ajutată de soț sau fiica cea mare. Băiatul cel mic are la un picior o placă, ce nu-i permite să se joace în voie precum o fac ceilalți copilași de vârsta lui. Ai fracturi deschise de femur imobilizate. Dă starga jos! Starga jos! Și eu, și băițelul, și a rămas jos acolo. După aia a venit salvarea, s-a anunțat salvarea. Mi-a dus la județean, pe mine, și mi-a zis că am fracturi rupte. După aia m-a dus la maternitate să vadă sarcina și m-a dus la operație la Iași, că aici la Botoșani, dacă mă ținea să mă operez, era șansă să-mi tai piciorul. Să mă ales numai cu un picior. Și m-am dus la operație la Iași, acolo m-au operat și nu mi-au garantat nici acolo că a să rămân cu picioarele amândouă. Nu, dacă se negrește în două zile, mi-l tai. Și rămân numai cu unul. Momentele prin care Oana a trecut au fost cumplite. Femeia susține că și în ziua de astăzi mai vede secvențe din timpul accidentului, iar noaptea nu se poate odihni din cauza coșmarurilor. A stat o săptămână în spital, la Iași, și vreo 6 zile la Botoșani am stat în spital și pe aia m-au dus acasă, m-au dus pe targă m-au luat înapoi la control pentru fixatoare, înapoi iar m-au dus acasă tot pe targă până în casă și am stat 2 luni jumate la pat, în Pampers și ajutorul soțului și fata aia mare m-a ajutat. Reacția autorului accidentului a lăsat mult de dorit. Deși în momentul respectiv s-a interesat de starea femeii, ulterior acesta a tratat situația cu superficialitate și indiferență. După aia au venit la Iași la câteva zile, nu mai mențin chiar câte zile au fost venit la Iași cu soția lui și mai cu un domn, că era soțul meu cu o cumătră la mine și mă zice cumătra mea, că a zis, uite, nu sunt oamenii de la accident și îi spun la soț de ei, că eu eram undeva în ușă pusă. Și zic la soțul de aici, când m-am uitat, i-am spus că da, ăsta e șoferul de la accident, care m-a accidentat. Și i-am spus ce-a venit, m-a ninorocit, a venit să mă mai ninorocea și aici. Și-a cerut scuze și după aceea a venit doctorii că trebuia să facă tratament. Și-a ieșit pe ol și-a vorbit cu soțul meu și cu mătra mea și ea a spus soția la șofer că nu sunt așa grav. De Oana a avut grijă și fiica cea mare, Alexandra. Asta doar când tatăl era nevoit să plece de acasă cu treabă. Mă bucur că a rămas așa cum a rămas cu boală, a rămas cu 3 copii. Când fata mare, când eram la Iași, fata a scris pe birou, a zis că, Doamne, aduceți-o pe mama sănătoasă, nu aduceți moartă de la Iași. La doar 12 ani ai săi, Alexandra a trebuit să se maturizeze de vreme și să fie curajoasă pentru a avea grijă de mama sa. Prima dată când am auzit, am început să plâng. Și eu și sora mea. Și v-ați încurajat una pe alta, nu? Da. Ce a fost cel mai greu? Să stii fratele meu și mama la pat. Întreaga poveste a familiei Mihai o puteți urmări în această seară în cadrul emisiunii Inimă pentru Inimă, de la ora 19:30. Emisiunea va fi difuzată pe Somax TV și este realizată de Andreea Ursu.